Bine ați venit la o nouă întrebare. Ca de obicei, să vedem răspunsul la întrebarea de data trecută, întrebarea despre centrifugă. Să revedem întrebarea întâi. Să presupunem că avem o centrifugă cu 18 locuri pentru eprubete. Întrebarea este, care sunt numerele eprubetelor care permit echilibrarea acestei centrifuge? Cu alte cuvinte, cu câte eprubete se poate realiza o configurație de echilibru. Trebuie deci să găsiți un șir de numere, cuprinse evident între 1 și 18, pentru că avem doar 18 locuri, care ne arată fiecare câte eprubete pot fi centrifugate simultan, adică câte eprubete pot fi aranjate într-o configurație de echilibru. Primul lucru care îți vine în minte când te gândești la întrebarea asta, este că trebuie să aranjezi eprubetele simetric față de centrul de rotație, adică într-o simetrie de rotație. După cum am spus și în clipul precedent, simetria de rotație înseamnă că rotind un anumit sistem cu un anumit număr de grade diferit de 360, ajungem, după ce am rotit cu un anumit unghi, la aceeași configurație pe care am avut-o inițial. De pildă, în cazul nostru, este evident că putem echilibra centrifuga cu 18 locuri dacă folosim un număr de eprubete care este divizor al lui 18, adică 2, 3, 6 și 9. După cum vedeți în desen, pentru acești divizori ai lui 18, putem aranja eprubetele simetric față de centru sau în așa fel încât să avem o simetrie la rotație. Deci avem deocamdată numerele 2, 3, 6 și 9. De asemenea, e clar că și dacă toate locurile sunt ocupate, adică dacă folosim 18 eprubete, vom avea echilibru. Așa că putem să adăugăm și numărul 18. Apoi, dacă te mai gândești un pic, îți dai seama că dacă un număr K de eprubete echilibrează balanța, atunci și numărul N minus K trebuie să echilibreze balanța. Pentru că locurile rămase goale după echilibrarea cu un divizor al lui 18 sunt și ele simetric aranjate față de centru. Au și ele o simetrie la rotație. După cum vedeți în desen, asta înseamnă că și numerele 16, adică 18 minus 2, 15, adică 18 minus 3, 12, 18 minus 6, permit echilibrarea. În cazul lui 9, nu obținem un număr nou, pentru că 18 minus 9 e tot 9. Deci mai putem adăuga numerele 12, 15 și 16. Așa aflăm că există numere care nu sunt divizori ai lui 18, cum ar fi 12, 15 și 16, și totuși permit echilibrarea rotorului. Dar dacă e așa, de ce n-ar exista și alte numere care nu sunt divizori ai lui 18 și care să permită echilibrarea rotorului? Și într-adevăr, dacă te mai gândești un pic, îți dai seama că mai sunt numere care, așa cum am spus, nu sunt divizori ai lui 18 și permit totuși o amplasare simetrică a eprubetelor. De pildă, 4 și 8. Dar știm deja că asta înseamnă că și numărul 18 minus 4, adică 14, și 18 minus 8, adică 10, permit echilibrarea. Deci putem adăuga și numerele 4, 8, 10 și 14. Avem acum 12 numere despre care știm că asigură echilibrul, deoarece toate permit aranjarea eprubetelor în așa fel încât să avem simetrie la rotație. Dar să ne mai gândim un pic. Oare trebuie neapărat să avem o simetrie de rotație ca să avem echilibru? Acum vine partea în care trebuie să folosim un pic de gândire laterală.
sau ca să-i mulțumim și pe cei care încearcă de dimineața până seara să introducă cu forța cuvinte și expresii englezești în limba română, a sosit momentul să gândim outside the box. Să uităm de simetrie. Să ne gândim în felul următor. Oare dacă suprapunem două configurații echilibrate, n-ar trebui să obținem tot o configurație echilibrată? De pildă, știm că există configurații cu două eprubete care asigură echilibrul și, de asemenea, există configurații cu trei eprubete care asigură echilibrul. Atunci, n-ar trebui oare să avem echilibru dacă suprapunem o configurație echilibrată de două eprubete peste o configurație echilibrată de trei? Ca să răspundem la această întrebare, să ne gândim în felul următor. Dacă am avea două rotoare pe care putem pune eprubete, de care putem fixa eprubete. Unul în echilibru cu două eprubete și unul în echilibru cu trei eprubete, așa cum vedeți în desen, și le-am pune pe același ax. Un singur ax care le rotește pe amândouă. În cazul acesta, n-ar fi echilibru? Ba da, de ce nu? Dacă amândouă configurațiile sunt echilibrate și împreună vom avea o stare de echilibru. Înseamnă că și dacă suprapunem două configurații de echilibru pe același rotor, trebuie să avem echilibru. Așa cum vedeți aici, unde a fost suprapusă o configurație de două eprubete cu una de trei. Și am obținut o configurație de echilibru, dar care nu prezintă simetrie. Atenție, trebuie pusă aici o condiție să nu se suprapună eprubetele, pentru că nu putem pune două eprubete în același loc. Deci putem să suprapunem două configurații cu condiția ca să nu avem suprapuneri de eprubete. Deci, configurația pe care o vedeți este o configurație de echilibru și înseamnă că putem realiza echilibru și cu 5 eprubete. Mai putem suprapune alte două configurații de echilibru, de pildă una cu 4 eprubete și una cu 3. Și obținem configurația pe care o vedeți acum. Deci, centrifuga se poate echilibra și cu 7 eprubete. Dar dacă se poate echilibra cu 5 și cu 7, atunci se poate echilibra și cu 18 minus 5, adică cu 13, și cu 18 minus 7, adică cu 11. Putem adăuga la șirul nostru, deci, numerele 5, 7, 11 și 13. După cum vedeți, singurele numere cu care nu putem realiza echilibrarea eprubetelor sunt 1 și 17. Normal, dacă ținem seama de faptul că 17 este 18 minus 1. Mai vreau să fac o observație. Pentru unele numere, eprubetele se pot echilibra în mai multe configurații. De pildă, configurațiile pe care le vedeți acum sunt toate configurații de echilibru pentru 6 eprubete. În final, v-am propus să încercați să găsiți o regulă matematică pentru a putea generaliza întrebarea, adică să putem calcula dacă avem K eprubete și N locuri, avem sau nu echilibru. Putem obține sau nu o configurație de echilibru. Există astfel de regulă și regula este următoarea. Pentru o configurație cu N locuri, condiția necesară și suficientă pentru a exista o configurație de echilibru în cazul a K eprubete este atât K cât și N minus K trebuie să se poată scrie ca sumă de divizori primi ai lui N. Să verificăm regula pentru câteva cazuri pe care le cunoaștem. Pentru cazul în care avem 7 eprubete. 7 se poate scrie 2 plus 2 plus 3, iar 18 minus 7, adică 11, se poate scrie 2 plus 3 plus 3 plus 3.
Pentru cazul în care avem 15 probete. 15 se poate scrie 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, de 5 ori 3, nu? Iar 18 minus 15 este 3, care este un divizor prim al lui 18. Dacă avem 13 probete, 13 se poate scrie 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3, iar 18 minus 13, adică 5, se poate scrie 2 plus 3, care, din nou, amândoi sunt divizori primi ai lui 18. Inițial, n-am primit niciun răspuns corect, apoi, după un schimb de e-mail-uri cu domnul Dumitru Antonie, a reușit să găsească toate numerele care pot asigura echilibrul pentru centrifuga cu 18 locuri pentru eprubete. Maniura Antonio a găsit cea mai mare parte a configurațiilor de echilibru, dar nu pe toate. Le mulțumesc pentru răspunsuri. Să trecem la întrebarea de azi. Pentru azi am pregătit 4 întrebări, dar care se referă la unul și același lucru, și anume la ceea ce vedeți în desen. Avem un sistem alcătuit din 3 obiecte. Un balon umflat cu un gaz cu densitatea mai mică decât aerul, poate hidrogen, poate heliu, n-are importanță, un fir, ață, care leagă balonul de o bilă metalică care se găsește în apă și bila metalică. Să presupunem că acest sistem este într-un echilibru perfect. N-are nici tendința de a se ridica, nici tendința de a coborâ. Și vă rog să spuneți ce se întâmplă dacă 1. Crește temperatura aerului, dar a apei rămâne aceeași. 2. Crește temperatura apei, dar a aerului rămâne aceeași. 3. Temperaturile apei și aerului nu se modifică, dar crește presiunea atmosferică. Și 4. Nu se modifică nici temperaturile, nici presiunea atmosferică, dar crește umiditatea aerului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit, ca de fiecare dată, să ne gândim. La revedere!